Ambrozia este o plantă rezistentă la secetă și așiță. Perioada de polenizare începe la sfârșitul lunii iunie, iar din luna august până în octombrie, în aer se găsește cea mai mare cantitate de polen. Ambrozia crește pe terenurile care sunt părăsite. Ea nu crește de obicei în câmp, pentru acolo este cultura de bază. Ea crește pe marginea drumurilor. Și responsabili sunt autoritățile locale sau proprietarul terenului. O metodă ecologică care ajută la distrugerea ambroziei este plantarea semințelor de secară. Această plantă, care nu necesită condiții speciale, crește ușor pe solurile slabe și nisipoase. Din motiv că secara răsare primăvara de vreme, împiedică creșterea altor plante, inclusiv a ambroziei. Și o metodă care noi am observat-o și am testat-o este să cultivăm semințe de secară. Iată, secara, acestea sunt semințele, cum se lucrează, se împrăște în locul celălalt unde crește ambrozia, dacă putem să prelucrăm puțin mecanic, lucrăm mecanic, dacă nu, înainte de ploaie, sau udăm după ce am împrăștiat semințele și le încolțesc. Conform Agenției Naționale pentru Sănătate Publică, numărul de bolnavi cu rinită alergică este în creștere. De exemplu, în 2015 erau înregistrați 2591 de bolnavi, iar în 2023, 3410 bolnavi. În fiecare an se atestă câte aproximativ 1500 de cazuri noi. Pentru prima dată, soțul a avut alergie la ambrozie anul trecut. Mă gândeam că alergiile se manifestă mai mult în copilărie, dar văd că ambrozia nu cruță vârsta și mă gândesc că s-ar putea și eu să o iau. Știu despre ambrozie, că face multe probleme și cunosc persoane, chiar din apropiați, care au problema asta și sunt permanent cu medicamente. Людям, у кого есть алергия, они точно знают это слово, но у меня с этим не было проблем, поэтому я и не подумала про это. Distrugerea ambroziei din grădini este responsabilitatea fiecărui cetățean. Nerespectarea acestei obligații este pedepsită prin lege. Astfel, persoanele fizice riscă amenzi de la 600 la 1500 de lei, în timp ce persoanele juridice pot fi sancționate cu sume între 1800 și 6000 de lei.